vis în noapte macu, când și timpul s-a oprit. Ciudate creaturi apar, unde-am nimerit? Pitici și vrăjitoare, câine cu trup de om, un cavaler cu armură, zâne și unicorni. În joia șasea după Paști, o mare sărbătoare. Paștele cailor sărbăm e fix de înălțare. Mesteac în murcul pipară, se pot covesc cu argint. Hip-hop dansează la antol și cântă nechezând. Ce revedere neașteptată, frate Mesteacul! Aș vrea să-ți arăt cât de importantă este întâlnirea asta. Hai să ne așteptăm și pe Chiparos. Uite, vieni în depărtare. Frații mei, v-am adus scrisorile. Uite, le-a adus curierul la dimineață. Pentru murguri. De la vrăjitoarea cealea care te-a ținut 3 ani să-ți faci pergelia. A, cine trebnică? Mi-a încălcat multe drepturi. Mi-a încălcat dreptul la libertate, la liberă exprimare, m-a exploatat, m-a abuzat, m-a neglijat, mi-a aplicat rele tratamente. După faptă și vă slată, da, mai vede acum frumusețe de cai, poate numai cai vezi pe pereți. Pentru tine, Mesteacăn, de la Harapal. Iată, povestește că încercările de la care spânzul l-a supus l-a transformat într-un bărbat romantic și succes. Tocmai ajută de soție pe Ileana Costanziana sunt plecați în Tenerife. Ce nuntă și ce lună de miere! Dați like pe Instagram! La tine ce scrie în scrisoare, Chiparos? E, scrisoarea mea e de la Smeu. S-a dat mare Smeu, dar viața bate firme. Toți bunicii l-au bătut și toate luptele și-a pierdut câte un cap până ce a rămas o arătare cât un șuricel. A primit multe lecții. Nu tot ce zboară se mănâncă. Unde nu-i cap, vai de picioare. Da, da. Și cine sapă groapa altuia, care singur în ea. A, și încă una. Cine seamănă vânt cu lege furtună. Sau alta, răul cu rău se gonește. Fraților, să ascultăm poveștile noastre din vremurile trecute. Și-am încălecat pe șa și m-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Dedicație pentru voi! A fost odată ca-n poveste, a fost ca niciodată. Un cal cu oare tingere și coama învolburată. Și calul ăsta sunt chiară cum cred că-s priceput. Dar nu am fost așa mereu, sunt om de la început. Odată soarta m-a adus în curte la o babă. N-aș fi rămas o clipă în plus, aș fi plecat de grabă. Dar baba cea cu chipul sut era o vrăjitoare. A fermecat de n-am putut să stau nici în picioare. Ba avea la ea sub sol un stol de 7 iepe. În jurul casei un ocol compus din 7 țepe. Veneau la ea pe rând voinici porniți din lumea toate. Încă le promitea servici în plus un cal răsplată. Dorilor, printre flori de azur, Filipa dansează cu grație și îndor pur. Pletele de aur, sâmbetul de argint, în lumea fermecată, ca un labirint. Și ia asta.